Bun salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Ei bine, înainte de a începe, dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place acest episod de GTA 3, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați și un share să vadă și prietenii voștri și de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când va mai apărea un nou episod de GTA 3 pe acest canal. Ei bine, după cum vedeți, astăzi suntem la Salvatore pentru o nouă misiune, deoarece în episodul precedent am aruncat în aer un vas împreună cu 8-Ball. Ei bine... și probabil că vă veți întreba de ce am lipsit o lună de pe YouTube. Ei bine, am participat la un târg de joburi. O să vă zic pe parcursul misiunii. Bun. Last request. Ultima dorință. Ne zice să ridicăm o mașină. Bun, deci acum revenim la partea cu târgul de jobul. Bun, deci ce m-am dus acolo? Ei bine, motivul principal pentru care m-am dus la un târg de joburi de la mine din oraș a fost pentru faptul că eu vreau să-mi caut de lucru. În primul rând pentru obiectivele mele personale și mai ales pentru acest canal, să investesc salariu în aparatură nouă, gen cameră pentru facecam, o unitate nouă, mouse nou, tastatură nouă. This is Maria, the car is a trap. Meet me at the slip south of Callahan Bridge. Dar în general pentru obiectivele mele personale și pentru îmbunătățirea acestui canal, de la o unitate nouă până la un microfon nou, până la un mouse nou, la o tastatură nouă. E bine, ca să dezvoltăm acest canal de gaming trebuie și bani. Bun, am ajuns în Callahan Point. Poftim? Konnichiwa. Bun, deci Asuka Kasen, ea este lidera Yakuza în GTA 3. După ce Toshiko Kasen s-a sinucis după ce i-a ordonat lui Cipriani în GTA Liberty City Stories să îi omoare soțul, care e lider Yakuza în perioada 1998, când a avut loc
GTA Liberty City Stories. E bine, mai erau câțiva membri din familia Cassen care erau membri Yakuza în Liberty City. Asuka e una dintre ei. Bă, nu știu dacă o fi practic sora lui Toshiko. Cred că e sora lui Toshiko. Domo arigato. Pare că a zis la știri ceva despre vasul aruncat în aer din episodul trecut. Sau așa mi se părea. Bun. Iar acum hai să ne facem stocul de armament și să ne luăm toată puterea de foc de care avem noi nevoie. Toată puterea. Bun, este destulă putere de foc cât să îl nimicim pe Salvatore. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship. Isn't this all otherwise? Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you work for Salvatore Leone's family. I will give you work with our organization. But first, you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours. 7 dimineața. Bun, deci până la 7:30 vine Sal. O
o să îmbarcăm fix în același loc unde am îmbarcat ultima oară. Bun. A fost ușor la prima vedere, iar acum ne așteaptă mașina. Sincer să spun, am ajuns prea devreme, dar e bine așa. Acum hai să găsim un vintage point de unde să-l atacăm pe sal. Strategic. Nu-i asta locul. Unde o fi? Unde o fi locul acela cu scara? Am văzut ceva loc în care vedeam o scară. Oare ăsta trebuie să fie nou? Ba, ăsta trebuie să fie. Ok, vin gărzile. Țintă. Hai odată. Bun. Bun, va trebui să așteptăm. One lucky shot. Adios, Salvatore, și pe veci. Bun, deci cam atât pentru acest episod de GTA 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, un share să vadă și prietenii voștri și de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când va mai ieși un episod de GTA 3 pe acest canal. Iar până data viitoare, vă salut, ciao!